Cum vrem să arate orașele viitorului? Cu siguranță ni le dorim, cu mai mult respect pentru natură. Proiectul care a reprezentat România la Bienala de Arhitectură de la Veneția anul trecut a pornit de la această premiză. Felul în care construim și transformăm mediul modelează mentalități și vieți. La Bienala de Arhitectură de la Veneția din 2023, România a fost reprezentată de proiectul Now Here There, adică acum, aici și acolo. Conceptul a pornit de la două idei. Prima este aceea a redescoperirii unor invenții românești uitate. Invenții care, în urmă cu 100 de ani, avansau deja ideea sustenabilității. Așa cum a fost creația unui inginer român care s-a gândit la reducerea poluării prin realizarea unui automobil cu un consum de combustibil fosil cât mai scăzut. Discursul despre clima globală nu este din zilele noastre așa cum ne-am imagina. La începutul secolului 20 au existat inventatori care s-au gândit și la grija față de natură. Aurel Persu este inventator acestei mașini. Este prima mașină aerodinamică din lume cu roțile în caroserie. O a doua idee a curatorilor proiectului a fost aceea de a crea o punte între arhitectura contemporană și educație. Altfel spus, modul în care construim schimbă nu doar orașul și mediul, ci și mentalitățile. Cum arată, din punctul vostru de vedere, prin această expoziție, orașul viitorului? Cu multe lucruri. În primul rând, e un oraș foarte inclusiv, un oraș al comunităților, un oraș al inovațiilor, nu? Al invențiilor, unde lumea poate să se exprime și, bineînțeles, un oraș verde. Deci un oraș al viitorului, un oraș actual, dar bine făcut și bine gândit. Uite, am văzut o machetă a unei șure. Nu te-ai gândit în 2024 că, da, studenții sunt interesați de asta, dar sunt. Da, astăzi niște fenomene foarte, foarte interesante la nivel general. Oamenii și cel puțin profesioniștii au redescoperit valoarea localului pe o direcție pe care foarte multă lume o caută, ieșirea în rural, dar în același timp o civilizație din asta pe care să o țină în mână. Noi am dat foarte multe exemple de antreprenori mici, mai mari sau creatori din diverse domenii care au realizat, să zic, mici exemple care sunt foarte bune pentru un viitor sustenabil. Iar sustenabilitatea este, din fericire, și preocuparea studenților la Universitatea de Arhitectură și Urbanism. O variantă foarte bună ar fi să se recondiționeze majoritatea clădirilor care necesită această intervenție într-o manieră mult mai sustenabilă și probabil și cu o introducere de mult mai multă vegetație, cum vedem în alte orașe mari din vest. Proiectul Now Here There poate fi descoperit în cadrul Romanian Design Week până pe 2 iunie.